Uite, Emi, pe drumul ăsta mergeam cu mama la niște ogoare. O luat mama și în sat aici, au luat pământ în arendă, știi? O luat de la tata la un prieten de-al meu. De-al nostru, de fapt. Și mergeam cu mama și a lucrat grădină, știi? Era ceva foarte fain. Adică nu. E tot cu poezii și e tot cu din astea, da? E tare mult, i-a plăcut să muncească. Uite, asta e casa Bojin. Asta atât îți mai arăt. Să vezi. Sper să nu sară ceva pe mine. Deci uite, aici avea fântână. Ce mai avea el? Uite, vezi aici. Deci exact așa am visat eu. Mai cumva am visat, deci am visat, nu știu cum mi-am amintit, frate, în vis. Am fost odată și am văzut, revăzut aici. Am visat acel portic, nu. Vezi, cu țevile alea, cu cum am visat eu, dar eu am visat că noi proprietari, pe care nu-i cunosc, au luat casa și au mutat-o mai în spate, știi cum zic? Dar au rămas porticul. Știi? Nu asta am visat. Fărmâna, când o muri nenea Bojin, domnul? Domn Bojin, fratele Bojin, când o muriți? Așa o muri de mult, mă. O muriți, el are acum vreo 4 ani. Ăsta... Nu, cred că are mai mult de 4 ani. Ori are mai mult de 4 ani? Cred că da, păi acum suntem în 23. Nu prea cred că are mai mult de 4-5 ani. Că eu vreau... Că el s-a căsătorit. Mai țineți minte că s-a căsătorit. Era pe aia de la bloc, a stat cu mama lui ăsta, da. Lui Nicușor și cu alu... Când a murit el, mai fac desene, știți? Și am făcut un desen, nu că mă gândeam, mă gândeam, bă, și a ieșit ea. Serios, ea, tristă, știi cumva, știi puțin așa? Și dacă aș găsi desenul ăla, dar nu cred că am scris anul. Cine l-o mai aici, ori cumpărat doi inși, unul vândul lui Hădălant. El a fost un om foarte... Ori aruncat tot ce ori găsit pe tine. El a fost un om foarte bun, domn Bojin. Cum îl chema? Bojin și mai cum? Nelu. Foarte. El n-a săpat de cantor, a scos piatră de piatră. Da, 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 da. Nu, să rămână, eu mă duc. Bun, să mai... Doamne ajută. Nu, deci aici era Ioan. Așa-l chema, Ioan, Nelu. Asta a fost un om bun. Good white folks, nu? Mai mult ce să zic. Să ne rugăm pentru ei. Doar să ruga și pentru noi cineva, cândva, odată, când o fi. Once upon a time in the West. Uite, și aici era casa lui Dorel, ca lui Nana Ana, lui mama sa. El era aici prieten cu fratele nostru. Știi, și eram aici și luam lapte de acolo. Da. În grajd. Ea a venit de la un ciuc, știi, mama sa. Și rămaseră amândoi. Ăsta Dorel, săracul, era foarte deștept. Era așa de deștept. Dar știi cum e? Cum zice în Biblie? Unde este multă înțelepciune, este și multă nebunie, știi? Deci el, oricât de deștept ai fi, dacă nu te pocăiești, nu știu ce șanse ai. Că el căzuse în patima alcoolului. A făcut facultatea, știi, era inginer. Era bazat, era... nu. Eu l-am întrebat, chiar cu ceva timp înainte să moară. Domn Dorel, ce zice? Se poate face utilaje Tesla? Și-o zis, se poate face orice. Dar, cum să zic, asta a fost chestia cu băutura, știi? Asta l-a distrus pe el. Băutura. Iar altceva ce vreau să zic. După ce a terminat facultatea,
nu l-au angajat aici la baraj, vezi acolo digul, sau la unul din ele. Deci el era inginer, era pe domeniu, ca inginer sau așa, l-au angajat ca muncitor. Deci 7 ani mi se pare că a fost muncitor. Și după aia, nu știu când, după aia a fost, nu știu ce a fost, și după aia a ajuns domn, de parcă nu era, știi. Și a lucrat ca inginer, cu bani mulți, lucra la Hidroserv. Era boss la Hidroserv. Da, nu. Băutura l-a nenorocit, l-a dat în ciroză, că el era prieten, mă, cu ăsta, cu prietenul nostru, știi? Era de vârstă, a fost, cred că, și colegi, trebuie ăsta. Și cam de vârstă cu domnul Hunialde, știi? Nu. Mai mult ce să zic, bă, copile. Acum, cu aici, cu submarinele astea, bă, dacă tot nu le puteți desfința, măcar... Știi cum zice? Ia că știu ce voi face. Îmi voi distruge hambarele și le voi lărgi ca să am loc unde să-mi strâng rodurile, știi? Cum zice bogatul, nebun, știi? Așa zice. Le voi face mai mari, că nu poți să ții, mă, oamenii camere așa de mici. Cât de mici ar fi și ei, știi? Nu sunt, n-au euro, bă. Nu sunt la normele europene. Submarinele astea. Nu, dragul meu, sper că ți-a plăcut ce ți-am arătat, că ți-a fost de folos. Uite, ăștia-s brazii care au pus fratele Ionica. Prin 70, cred că i-au pus, așa mi-a zis. Uite cât s-au făcut, frate. Da. Și ăștia dau oxigen, știi, la pacienți. Ei lucrau aici, la spital, știi? Lucra la spital, lucra el la spital, era horticultor. Fratele Ionel, prietenul lui și al meu, era tâmplar și profesor de lucru manual, știi, la copii, mai învăța lucruri ușoare. Sora Nelica, lucra și ea la spital, ea nu știu exact ce era. Și cam toți ăștia de pe aici, de anumită vârstă, au lucrat aici la spital și mai sunt care mai lucrează, știi? De exemplu, avem aici o vecină, care a murit sora de un an, ea e spălătoreasă, știi? Și gândește-te și tu, Amy, bă, că nu poți să spui așa, știi? Adică, eu chiar mă gândeam azi la un lucru, știi, cu asta te las. Adică, tu crezi că noi, numai că citim Biblia, gata, am făcut ce cere Dumnezeu? Uite, de exemplu, poate că sora asta, adică doamna, uite, eu rup mâna, rup lăbuța la pisicul nostru, mă, la Orfeu, bă, tu îți dai seama ce oameni. Dar vreau să zic că o muncitoare din asta, știi, care spală sau care gătește, nu știu ce fac. Poate că face mult mai mult decât faptul că noi ne biblicizăm, înțelegi ce zic? Adică biblicizarea trebuie să fie atât teoretică cât și practică. Uite bietul Orfeu, uite bietul pisic. Săracul de el. E un martir, mă. Martir. Băi, eu spun, bă, Orfeu, bă, să le spui că cea mai bună lovitură este eschiva. Să rămână la ea acasă. Pe scara de bloc. Pe palier, știi? Să uite că s-au născut. Că au ascultat piesa ta. Hai, mă, hai. No, ai văzut cât de frumos poate să fie un sat care... Dacă stai să te gândești pe hartă... Tată! Tată! Hai că spune. Tată! Tată! Unde-i tata, mă? Trebuie să-i spun că a venit Orfeu, știi? Tată! A venit Orfeu și e năcăjit, e foame, e un martir. Hai să-l ajut, să-i dai ceva, să-l... No, și... Ce vreau să zic, băi, uite...
Deci cât de frumos poate să fie un sat care, dacă te gândești ce e, cu spital, cu treburi, da, uite că e frumos. Fiecare își găsește. Care e problema? Zic că a venit Orfeu și tot rănit și bătut și foame și necăjit. Te caută. L-ai abandonat. I-am dat să mănânce și mai dau. Cum m-au văzut, au venit plângând la mine. No, și asta vreau să zic. Ai văzut cât poate fi de frumos, nu? Ai acum că ai văzut, frate, cât de bine e, nu? Uite pe bietul Orfeu. Uite-te și da. Așa că filozofia mea până la urmă nu pot, că trebuie să mă spăl pe mâini. Las-o acolo, că mă duc eu și mi-o iau. Știu, dar las-o pe masă, că mă duc eu și mi-o iau după ce mă spăl pe mâini, că am fost pe drum. Și am dat mâna cu cineva, cu doi oameni sau unul. Nu pot să o iau. Pot să fac COVID. No, și ca să închei, de nu mă termină motorul, băi, filozofia mea e tot cea mai bună, adică... Vezi cum e icoana asta? Deci avem o persoană sane și o persoană cum e fata aia de pe carte, The Mill on the Floss, de George Eliot. Nu că not sane, dar poate mai tristă. Deci poate că așa ne clasifică Dumnezeu, oameni mai optimiști și oameni mai triști. N-ar trebui să ne facem, să ne segregăm unii pe alții. După nicio normă, știi? Segregation în... Care mai era... Dacă n-ai venit, ți-am adus-o eu. Care era la termen? Auzi? Te zicea Martin Luther King. Da, am auzit-o. Cum zicea? Segregation and the manacles of discrimination. Deci, asta trebuie să evităm. Dumnezeu nu ne vede. Nici... Dumnezeu nu este nici segregaționist, nici discriminaționist. No, hai că te-am pupat. Pace, băi. Fii și tu, mă, sănătos, mă. Ce să fii? Și eu spun ceva. Dacă ești religios, ar trebui să te calmezi. Așa zic. Pace.